Bună ziua și iată, bine v-am găsit din nou. Cum am promis astăzi, vă voi vorbi despre varoză. Este o afecțiune a albinelor, se spune. Varoza, așa se numește. Virusul care, parazitul care provoacă această afecțiune este Varroa jacobsin, un acarian brun roșcat, să-i spunem, care este cel mai important afecțiune a albinelor din toată lumea, nu doar din Europa, din toată lumea. Acest parazit are, să spunem așa, un ciclu de viață aproape paralel cu albinei. Și ce este important la ea? Înainte să încep, am văzut niște fotografii unde oamenii, că nu sunt apicultori, pun banane, portocale, lămâi pe rame, ci că are un anumit efect, cea mai mare tâmpenie posibilă. Și cum am spus în postările pe Facebook, o dezinformare totală pentru tinerii naivi, începători, că și eu am fost în acea situație. Și dacă cineva punea un măr pe rame și spunea că omoară păduchii, poate credeam așa ceva și făceam acest lucru. Deci aveți grijă cu informațiile care vi le însușiți și de unde vi le acumulați aceste informații, fiindcă nu tot ce zboară se mănâncă. Da? Să continuăm la păduchile acesta, la carianul acesta brun roșcat. El are posibilitatea, prin infectarea lui albinelor, că poate modifica comportamentul albinei. Deci ce îi face la albină, ca să vă zic, fiindcă mulți probabil nu înțeleg acest lucru. El, după ce infectează o familie de albine, acea familie de albine are un comportament un pic mai ciudat. Primul lucru care îl face este că albina respectivă nu se mai apără. Deci instinctul de apărare a familiei respective scade foarte mult. Acesta este unul dintre lucrurile care modifică în comportamentul albinei, iar un alt comportament este că familia care este infectată cu acest parazit are tendința de a se rătăci de două ori mai tare decât o familie sănătoasă. Și ce se întâmplă? Având acest comportament modificat, în primul rând, albina care se rătăcește și este infectată cu păduchii o să intre la o familie sănătoasă și o să infecteze pe acea familie sănătoasă. Deci asta este una dintre afecțiunile care modifică comportamentul albinei. Al doilea rând, familia bolnavă, care nu se apără, bineînțeles va fi atacată mai des de albinele sănătoase, care se vor infecta și ele la rândul lor. Deci aceste două comportamente modificate la albine sunt cu scopul ca varroa să se înmulțească. Bun, deci am înțeles cum modifică comportamentul albinei. Dar cel mai important este ce face acest varroa. Acest varroa se cațără pe o albină. Ea de obicei, când nu o vedem cu ochiul liber, se fixează pe corpul albinei, în apropierea glandelor cerifere, unde pielea albinei, între inele, albina are o stradă de piele foarte subțire, pe care o poate perfora și își suge hemolimfa albinei, sângele albinei, deci de acolo are cel mai ușor acces pentru a suge sângele albinei, face o mușcătură și, bineînțeles, se hrănește cu sângele albinei.
Dar nu numai asta face. Ea, în sângele albinei, în hemolimfă, transmite și un feromon și și virusul paraliziei acute, care, la rândul lor, o să omoară albina respectivă. Septicemia apare doar când sunt cel puțin 2 păduchi pe o albină. Deci aici deja discutăm de infecție foarte gravă. Deci prima dată, prima afecțiune care o transmite este acest virus al paraliziei acută. Bun, deci acum știm unde se fixează varoa. Deci când este în acest stadiu, nu o putem vedea cu ochiul liber. Este stadiul infecției moderat. Cum se înmulțește acest păduche? Fiindcă înainte să cunoaștem, trebuie să știm cum acționează acest păduche, cum se înmulțește. Bineînțeles, el preferă, așa se spune, că preferă larvele de trântoră. După ce am aflat niște lucruri, nu este chiar așa, cu toate că pe larvele de trântor ci că s-ar găsi de 8 ori mai mulți păduchi decât pe larvele de albine. Dar comparând un lucru simplu, când avem o ramă oarbă, o ramă capcană sau cum se mai spune ei, ramă de trântor e cel mai corect, acolo veți găsi păduchi, da? Dar pe lângă rama aceea aveți o singură ramă în stup. Și în stup mai aveți cel puțin 6-7 rame cu puiete de albine. Da? Dacă e de 8 ori mai mult varoa pe ramele de trântore, pe rama oarbă, cum se spune, atunci dacă găsim pe acea ramă, să zicem 100 de păduchi, atunci trebuie să ne gândim în felul următor. Dacă e de 8 ori mai puțin, înseamnă că tot 100 de păduchi va fi pe fiecare ramă și în cuibul pe albină. Bun, dar bineînțeles asta are mai puțină importanță, fiindcă rama oarbă este doar un test a familiei de albine pentru a determina cât de infectată e familia respectivă. În niciun caz nu e tratament. Fiindcă mulți spun că rama oarbă tratează albinele, nu se poate așa ceva. Este total aburială, n-ai cum să tratezi. Dacă se trata cu așa ceva, era fenomenul fenomenului și scăpa toată lumea de păduc. Bun, deci până aici am înțeles acest lucru. Ce mai trebuie să înțelegem este că varoa intră în celula de albină înainte cu câteva ore ca aceasta să fie căpăcită sau chiar cu o zi înainte. Ea se fixează în lăptișorul de matcă de pe fundul celulii, în hrana cu care este hrănită larva respectivă. Ea, doar după ce este consumată lăptișorul respectiv, hrana respectivă, de pe fundul celulei va putea să urce pe larvă. Așa scrie în carte. Dar sunt cazuri în care nu funcționează așa, ci se fixează direct pe larva respectivă. Și mușcă larva și îi consumă în 2 ore, consumă cam 1% din sângele larvei. Deci foarte destructiv. Larvele vor muri eventual sau se vor naște cu, se vor recloza niște albine handicapate fără aripi, corpul mai scurt, oricum e ceva dezastru. Când și cum a apărut acest păduche la albina meliferă, ea s-a extins în anii 50. Deci când am vorbit despre Acarapis woody, acela a fost cu mult înaintea varoei instalat, deci putem spune că varoa a fost pe albina meliferă doar din anii 50, deci un pic mai târziu. Dar de unde a apărut? Ea, păduchele acesta, a venit de pe
Albina Ceran. Și după aceea s-a mutat pe Albina Melifera, europeană, și ea deja era adaptată la stilul de viață al albinei, deci știa exact cum și ce să conviețuiască. Răspândirea varozei se face foarte simplu, de la familie la familie. Iese afară, trește și pe albină, trește și pe puiet, deci se poate infecta foarte ușor. Chestia este că fiecare familie, într-o anumită măsură, are acest păduche. Tratamente facem fiecare. De toate neamburile. Unii nu fac, alții fac prea excesiv, alții nu fac deloc și așa se răspândește păduchele de la numai. Deci nu poți să te ferești de el, e greu. Doar îl ții în frâu, nu poți să-l omori de tot. Ce se mai poate spune este că după ce intră în larvă, pe larvă ea depune 6 ouă. Tot timpul 6 ouă depune. Depune primul ou, e mascul, și încă 5 femele. Dar nu tot timpul poate aceste femele să ajungă la maturizare sexuală, fiindcă dacă nu ajung la maturizare, atunci ele nu pot trăi în afara celulei respective și vor muri. Da. Când atacă cel mai tare acest păduche? E foarte important. Cu cât avem mai puțin puiet în stup, indiferent de care, cu atât avem mai mult păduche pe albină. Cu cât avem mai mult puiet în stup, cu atât avem mai puțin păduche pe albină. Deci, în timpul verii, 90% din păduchi se află în puietul căpăcit. 90%, iar numai 10% se află pe albina matură. Iar în timpul lunii iunie, iulie, august, fiindcă suntem în această perioadă, cea mai mare parte a păduchilor se află în puiet, fiindcă puietul începe încet, încet să fie mai puțin. De la solstițiul de vară, reginele vor începe să ponteze mai puțin, păduchii se vor comasa în puietul care scade și vor fi tot mai mulți păduchi în puietul căpăcit. Eu n-am înțeles, acum după un an, după ce văd că se tratează și cum se tratează și citind despre cum acționează acest parazit. Nu înțeleg de ce se tratează albinele în august, când majoritatea varozei se află în puietul căpăcit. Vă dați seama că albina mușcată de acest parazit, făcând, are o deficiență de proteină sugându-i hemolimfa. Ea nu va putea hrăni puietul larvar. Hrana care va fi hrănit puietul larvar e plină de toxină de la acest păduche. Și totuși tratamentele se fac foarte intens în lunile august. Da? E un pic complicat. Dacă urmărești evoluția păduchelui, îți dai seama că în august e perioada critică a familiei de albine, când este infestată cu varoa și varoa o duce foarte bine. Noi tratăm cu ce-om trata, dar e un pic cam târziu, să zic așa, pentru a scăpa familia de acest păduche. Ca diagnostic se fac aproximativ tot timpul anumite tratamente, ca diagnostic, nu ca tratament, adică să vezi aproximativ cam câți păduchi ai în familia respectivă. Și gândiți-vă că dacă 90% din păduchi se află sub celula căpăcită,
Când faci un tratament în perioada aceasta, suntem în iunie, dacă cad, poate nu cade niciun. Posibil. Dar să nu credeți că nu aveți păduchi. Deci păduchi sunt. Eu o să vorbesc și despre tratamente, dar acum ce mai important este să înțelegem că acest parazit, acest acarian cu 8 picioare, brun roșcat, se poate distruge o stupină întreagă și ce mai afectate familii se observă în toamnă, fiindcă atunci are repercusiuni foarte puternice și am înțeles foarte bine de ce în octombrie am rămas fără câteva familii de albine. Anul trecut începuse dezastru și puietul ne-a acoperit. Deci a murit familie întreagă de albine cu puiet căpăcit. Când o să vedeți albina, rar o să vedeți albina moartă în stup, fiindcă ea părăsește stupul. Una dintre afecțiunile grave care le mai face acest parazit este că eu am crezut inițial că albina moare la 20 de zile, la 25 de zile. Așa este. Deci moare la 25 de zile, dar devine albină culegătoare înainte, cu 7 zile mai repede. Deci, dacă devine albină culegătoare undeva la 20 de zile, ea acum va deveni albină culegătoare la 14-a zi și în loc să îngrijească puietul corespunzător, deci albina ar trebui să îngrijească puietul, să dea mâncare la larve, nu să devină albină culegătoare, dar ea devine albină culegătoare fiind înțepată cu acest parazit, având și virusuri asupra ei. Ea părăsește stupul cu mult mai repede decât ar fi normal și atunci rămâne puietul necăpăcit. Și moare pur și simplu, o să cei care aveți puiet necăpăcit și cu larva moartă înăuntru, să știți că deja este grav acolo. Este foarte grav. Sau dacă vedeți în fața stupilor albină târându-se și neputând să zboare, e grav, fiindcă deja virusul paraliziei acute este acolo. Acele albine care sunt infectate nu mai se curăță, nu mai fac curățenie. Este foarte distrugător. Ce putem spune e că dacă nu putem să ținem sub frâu acest acarian, n-are rost să ne apucăm de albine, simplu. Nu vrei să te lupți cu bolile albinelor, mai bine nu te apuci de așa ceva. Și asta este doar, acarianul este doar startul bolilor albinelor, fiindcă de la acarian ai infecțiile ușoare. Deci nu e infectat foarte tare familia, nu se vede cu ochiul liber, cad pe fundul stupului până la 5 acarieni în lunile iunie, iulie, august, trebuie făcut tratament. Deci se face diagnostic și după aceea se face tratament. Diagnostic înseamnă 5 păduchi, căzut 5 păduchi, se face tratament. Da, eu ca anul trecut în iulie cădeau câte 500 de păduchi, ce să mai zic. Asta a fost. Atâtea au căzut, 500 de păduchi. E grav. Deci, e bine să te informezi foarte bine. Tratamentul îl faci în funcție de informație, nu îl faci, cum să zic, că dacă cineva spune, mă, nu fă tratament în iunie, iulie, numai în august, sau fă tratament numai în octombrie, sau fă tratament numai în martie, nu. Se fac diagnostice. Diagnosticul înseamnă un singur tratament, ce se spune tratament. A căzut 5 păduchi, se face tratamentul corespunzător. Mai lași o lună de zile, iară faci diagnosticul, iară și tot așa până ajungi să ții sub frâu, fiindcă dacă în octombrie îți cade un singur păduche de pe familia respectivă, găsești un singur păduche când nu ai puiet în stup, asta înseamnă infectare și necesită tratament.
Deci nu facem tratamente, facem diagnostic, tratament. E total greșit, fiindcă și anumite site-uri, anumiți oameni o să zică să nu faceți tratamente. Nu, nu faceți tratamente, faceți diagnostic. Diagnosticul se face odată pe lună, cel puțin, odată pe lună. Pentru a cuprinde puietul, deci acum cum este în timpul verii, am optat pentru anumite tratamente, fiindcă acum fac tratament. Diagnosticul l-am făcut imediat ce am avut albinele în ogradă. Am optat pe niște tratamente, nu cum e varachetul, nu cum e tacticul, nu cum e acidul formic. Dar despre acestea vă voi vorbi într-un anumit film, fiindcă cuprinde cu totul altă parte. Trebuie înțeles un pic diferit tratamentele. De ce? Fiindcă așa se impune. Nu poți face tratament acum de 3 ori cu varachet și ai scăpat de păduc. Nu se întâmplă așa ceva. Cei care urmăriți filme și vedeți că unii zic că nu face tratamente, am căzut și eu în capcana asta, să știți, de aceea nu am, de aceea am pierdut și familia respectivă, familiile respective și îmi pare foarte rău că nu m-am documentat necesar. Deci pentru începători recomand să nu mai puneți botul la toate tâmpeniile, fiindcă sunt din păcate atâtea tâmpenii și gândiți-vă simplu, de ce s-a studiat 100 de ani cel puțin științific viața albinei, că acum noi să venim cu portocale și banane, spunem păram, mă întreb și eu pe voi așa, de ce? Degeaba așa? Bun. Sper că ați înțeles cât de grav este infectarea cu varroa. Sper că ați înțeles că doar cu o ramă capcană nu tratezi albinele. Sunt diferite tratamente, vă voi vorbi și despre ele în următoarele filme. Acum am terminat cu acest capitol cu varroa. Răspund la întrebări, nu e nicio problemă, cum am spus, nu este invenția mea, nu este nimic, m-am documentat, am citit cărți enorme, mai ales despre boli, despre varroa, am citit capitole întregi până am înțeles despre ce e vorba și cum trebuie tratat. Acum o să vă spun că o să urmeze un film, nu v-am filmat, uite, este al patrulea film și nu v-am arătat deloc albinuțe, nu este important acest lucru. Dar o să vă arăt un ceva interesant. O să mă apuc acum și o să... Una bună, pe data viitoare.